Salutare fulpițelor și fulpișorilor, bine v-am regăsit la un nou episod, suntem aici alături de Houdini. Salutare, salutare! Și astăzi o să mai vedem încă două exemple de brawleri în Lego. Mamă, mamă, v-am povestit că o să fac seria aceasta, așa că apăsați acolo like, share și subscribe să vedem împreună alți doi brawleri în Lego. O avem aici pe Piper, este foarte interesant realizată, este așa îndesată cumva, dar îmi place foarte mult cum arată în Lego. Și aici pe Tara, mă, ce tare e Tara, așa e Houdini? Da, chiar și asta e îndesată bine. Și Tara e tot îndesată. Nu știu, o mânca bine. Da, deci acestea sunt exemplele de astăzi și în fiecare episod, care o să-l pun în fiecare zi, o să vedeți cel puțin un exemplu de brawler în Lego. Iar în continuarea episodului o să dau aici frumos câteva meciuri. Și ia să vedem noi cine este acum disponibil să joace cu mine la ora aceasta. Stai să colectez și punctele astea. Uite, Flavia. Ouleu, duo direct. Și o să dau aici un meci super cu vulpița Flavia. Să vedem cine cu cine să mă pun eu. Ia uite cum mă pune aici cu Abit. La două și Flavia s-a pus cu Ems, forță! Hai să vedem cum o să fie. Opa, că acum se încarcă. Și direct două cutiuțe. Trei, mai bine zis, că mai e una jos. Mă sper să ajunge în solon și pe aceea, depinde unde sunt ceilalți brawleri de pe hartă. Sper că nu mă așteaptă aici cineva în buș. Da, e ok, nu mă aștepta nimeni. Bă, uite, Flavia. Hei, Flavia. Stai că vin și eu, stai că vin și eu. Unde-i sărit? No, așa, da. Hopa, ia uite cum o sărit grăsanul de 8-bit. Da. Uite, un broc acolo. Aoleu, spăiculețule. Stai că are ultima ta pregătită pentru mine. Aoleu. Lețulețu, spăiculețu. Hai să vedem ce să facem. Tureta nu e bine, Flavia. Hai să plecăm de aici, că e și tureta aia. Nu știu sincer unde să mergem. Mamă, ce i-a dat tureta la Flavia? Da, i-a dat foarte mult. Oare bușurile astea? Sper că nu e nimeni aici. Uite, Ems asta, Ems asta. Încă o bucățică, uai! Mamă, ce low e. Uai, uai, că o urmăresc, mă. O urmăresc. Chiar că e low, Flavia. Flavia, doamne, Ems-ul. Da, Ems era... Da, și Flavia este cu Ems de aici, confuzia. Uai. Mamă, dar chiar că dă mult Ems damage, ai văzut? Da, foarte mult. S-a scăzut destul de mult. Se uită o vulpiță sau un vulpișor la noi. Salutare! Salutare! Asta e că Carl are 11 și nu e bine să o dăm cu el. Și nici cu cine e în echipă. Trebuie să plecăm de aici, cred că cumva. Wow, nu-i bine, nu aici. Mamă, nu-i bine. Aolo, dar au rămas Flavia acolo pe poziție. Da, nu știu dacă mai are cum să scape de acolo până mă întorc eu. Și dacă are cum să sară, are acolo să sară. Aolo, opa, ori mai rămas încă câte echipe. Poate că e și tureta. Da. 3, 2, 1 și... Pe locul 2, showdown. Yay! Acum. Aolo. Mama mia, ce-i de dai? Mamă. Ia uite cu cât o mai rămas viață. Oricum locul 2 plus 7 trofee. Da, tot e bine. Hai să vedem cu cine să mai dăm un match. Îți mulțumesc, Flavia, pentru că ai jucat cu mine. Să văd acum cu cine oare să mai joc eu. Îi dau leave. Să vedem cine mai dorește, cine mai poftește să intre alături de mine. Ia uite aici Vlad. Vlăduț, cu cine te pui tu, Vlăduț? Eu m-aș pune cu, ia să vedem, mi-e greu să mă hotărâs, da, cu Daryl poate sau cu Pam. Da, haideți că mă pun cu Daryl, parcă nici cu Daryl n-am mai jucat de mult. Ce îmi scrii, Vlad, acolo, ce îmi scrii? Oh, te salută, sigur, Vlad. Hai să dăm ready. Aoleu, Vlad, ai comis-o, mă. Eu zic să te abonezi tu la mine dacă n-ai făcut asta deja. Ai aici o cutiuță, repede. Opa. Opa, țopa. Încă una, Foxy, mama mia, plin de cutiuțe aici. Da, am văzut că e rock acolo jos. Da, văd că trage. Aoleu, și țopăile. Da, uite la Vlad ce e de mișolat.
Vlad și-a luat o grămadă de damage. Da, chiar că. Trebuie să ne mai ferim puțin. Mama mia. Mi se fie ăștia cineva aici. Ăștia vă urmăresc, Foxy. Așa am și eu impresia. Era în spate undeva. Ce face popul ăla? S-a proptit acolo. Da. O îmbătrânit și s-a răzămat acolo puțin. Tot 5 echipe sunt în viață. Da, momentan nu a murit nicio echipă. Uite, e acolo pe restul. Aolo, să se bată în ei. Să se bată între ei. Ce bătaie își lua Vlad? Vlad, stai! Nu te băga! Stai să se bată ei! Aolo, i-a dat bucata la Vlad. Ce măcar ziceam? Ai colectat de pe Vlad repede. Măcar tot rău spre bine, nu? Da. Opa. Să vedem. Mamă, ce s-a bătut acolo. Cred că e Piper cu Piper. Nu, ce tare. Ui, mă, ce-o fugi, mă. Ce ticăloasă. Am prins-o, prins-o. Și ai scos tot locul 2. Uai, da, mi-o prins și ei, mă. Da, oricum. Locul 2 și locul 2. Îi mulțumesc și la Vlad pentru că a jucat alături de mine. Și acum e să mai dau încă un match. Mulțumesc, Vlad. Hai să vedem cine mai intră. Wow, cam 26 de Brawl Boxuri. Curând se apropie cu altcineva aș vrea să joc. Hai să văd dacă mai este cineva disponibil acum. Mai e cu Flavia am jucat. Cu tine am jucat. Restul sunt în battle. Ia uite, face practică. Și nu mai e nimeni? Nu mai e nimeni, doar David, Akanime, Flavia. Flavia mai jucat. A, uite, Dani. Dani, perfect. Opa! Te-ai trezit sau te pui să dori? Că nu înțeleg. Hai să vedem. Dai fotbal sau? Nu știu, stai să vedem ce face. Da, hai că aș da și un fotbal, dacă tot vrea să intre. Mai multă lume alături de mine. Da, Dani, sper că te trezești, bine? Uite ce sforă e Dani. Da, vai, parcă mai ești pe mine somnul când mă uit. Haideți voi, dați-o ready. Flavia s-a pus și el cu Daryl. Tot cu Daryl. Am primit-o pe Sandy înainte cu o jumătate de oră. Aolea. Oh, ce fain, din ce oare? Nice, scrie nice acolo, bun. Nice. Oare din ce o fi picat-o? Cine știe? Să scrie acolo în comentariu. E că pe el Sandy băiatul, știi? Da, să scrie acolo în comentariu. Da, că suntem curioși să aflăm și noi. Oh. Primul gol direct așa instant. Hai să vedem. Wow. Hai, Flavia! Wow! Scris Flavia direct. Bravo, Flavia! DJ Frank pe felie. Punct ochit, punct lovit. Mamă, aici. Pe forță, băi, pe forță, yeah! Pe viață și pe moarte. Mai sper să mai... Da, mă, ce unde era aici? Somnorilă. Oh, n-a murit somnorilă. M-a prins somnorilă, s-o cam trezit. Da. Acum bine ei să vă dea gol, Foxy, nu-i prea bine. Nu! Ce bine că am prins-o, cum ai apărat-o. Am prins-o chiar. Aoleu. Cum ai apărat-o, Foxy? Uite, aici. Nu, fără gol. S-a băgat Frank-ul. Ai, mă, serios? Este mai ce nebunie aici cu... Aolo. Aura asta lui Sandy. Ce stan odată Frank-ul ăla. Da. Trebuie să-i prind neapărat pe ăștia. Mamă, ultimata se încarcă joc de reel. N-am mai apucat, a murit. Da. Hai, du-te, Flavia, du-te și dă golul. Hai, Flavia, uite. Gol! Îți fac și galerie. Frank-ule, Oh, aproape că a murit și ăsta. Ăsta are un numai foarte greu de citit. Pe cine? În cine am dat? Mamă! Hai, că aproape dădea Flavia. Ai. N-am mai apucat, mă. Mau, ce lău era Frank-ul ăla. Că uite, deci tu ce lău e. Wow. Erau lău toți erau acolo, low, Foxy. Da. Din păcate, uai, nu. Uai, ce bine că o ratat. Mamă, că o ratat, mă. Aolo, trebuie să ți se facă viața acum. Nu, aveți crize. Ei, am dat-o măcar mai departe. Și acum, mamă. Aolo, e nebunia de pe pământ aici, Foxy. Da, eram sigură că e acolo.
Da, mingea e undeva în stânga acum. Da, e în partea noastră mingea. Asta nu-i prea bine. Nu, 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 partea e goală, nu! Aaaa! Yee! Nu, nu, nu! Nu! O dat gol! Mama, dar meciul ăsta chiar a fost strâns. Măi, chiar am încercat să o apăr acolo, bine? Ai apărat de câteva ori mingea. Deci dacă v-a plăcut acest episod, îți mulțumesc Dani și Flavia că ați fost alături de mine. Nu uitați să dați mare like, share și subscribe, aoleu, câte trofee, RIP! Așa și... RIP trofee! Abia aștept să vedeți mâine și tot așa care o să fie următoarele variante de brawler în LEGO. Sper că vă place ideea aceasta și dacă vă place, distribuiți la toată lumea să afle de Fox, să dea acolo mare like, share și subscribe, să deveniți... Să veniți în familia vulpițelor și a vulpișorilor. Instagramul meu este foxy.insta și alu Pudini. Pudini.insta, rupeți acolo pe ambele butonșuri de follow și noi ne reauzim pe următorul episod. Pa, pa! Pa, pa!